în stadiul să avem atâtea contestări ale regulilor și mesaje de neîncredere în autorități și care ar fi calea de urmat pentru perioada următoare. Îi spun bună seara secretarului de stat Raed Arafat. Bun venit, domnule doctor. Scenariul acesta al guvernului despre care s-a vorbit astăzi, care de fapt e motivarea pentru temeiul pentru hotărârea de guvern de prelungirea stării de alertă. Este un calcul făcut unde s-a lucrat la Centrul Național de Coordonare și Conducere Integrată pe lângă INSP, deci împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică. Și asta prevede pe baza calculurilor, pe baza modului în care crește numărul cazurilor. Bineînțeles, acest lucru poate fi redus dacă oamenii respectă mai mult regulile, dacă nu se expun, dacă măsurile de distanțare sunt respectate de către oameni, acest număr poate să fie redus. Asta este un calcul matematic care arată că este posibil și sunt cel puțin, dacă nu e numai această sursă, mai avem și alte surse care fac aceste calcule pentru noi, independente, și care tot merg spre un scenariu care în luna august avem 1000 și ceva de cazuri pe zi. Deja suntem la un nou record astăzi, să vedem mâine cum o să fie. Și asta vorbim de cazuri noi aici, care INSP-ul le anunță, datele luăm de acolo. Ideea este că situația nu este deloc ok din punctul de vedere al creșterii numărului cazurilor, iar mesajele de care ați vorbit dumneavoastră, răspândite pe toate mediile, deci mesaje de negaționism, mesaje de îndemnare de a nu se respecta regulile, toate aceste mesaje nu fac decât, dacă ele sunt ascultate, nu fac decât să distrugă lupta împotriva acestui virus. Ce impact ar avea, domnule secretar de stat, această cifră zilnic, acest număr zilnic de 1600 în luna august? E foarte multă lume care deja ne întreabă, bun, e perioadă, va fi în continuare perioadă de concedii, dacă numărul e ăsta preconizat și noi circulăm și mergem de colo-colo prin țară, care sunt riscurile? Care-i presiunea pe sistemul medical la 1600 de cazuri pe zi? Problema majoră va fi, deci pe două paliere. Una este presiunea, mai ales pe secțiile de terapie intensivă și nu numai, pentru că nu numai cazuri de terapie intensivă, sunt și cazurile intermediare care au nevoie de oxigen, de îngrijire. Dacă nu ajung la terapie intensivă și se îmbunătățesc, e bine, dar unele dintre ele ajung la terapie intensivă. Așa că toate astea vor avea nevoie totuși de suport medical pentru pacienții respectivi. Terapiile intensive, dacă crește mai mult numărul cazurilor, normal că o să fie o presiune. Noi astăzi suntem la 260 și ceva de cazuri. Deci acum, după masă, la ora 18, erau 263 de cazuri deja. Dimineața, mi se pare, dacă nu mă înșel, erau 261. Deci, bineînțeles, această cifră mai scade când unii scapă de terapie intensivă sau, din păcate, decedează, pentru că acolo ajung cazurile unde mortalitatea devine destul de importantă. Iar pe lângă această situație, mai avem situația cealaltă și asta este reacția țărilor celelalte la noi. Noi cum am aplicat, când am aplicat primele reguli și am reușit să ținem sub control situația, când am aplicat aceste reguli și am impus carantină, izolare, care a supărat pe multă lume, dar poate prin ele am reușit totuși să menținem situația sub control, acum alte țări ne impun aceste condiții. Sunt mai multe țări care deja au aplicat reguli de carantină obligatorie de 14 zile la intrare pe teritoriul lor pentru cetățenii români. Deci, și situația... Ne impun să prezentăm teste negative. Și pare suficient. Că suntem într-un fel pe contrasens în momentul ăsta. Ce nu vrem să facem în interior, ne obligă alții să facem dacă vrem să mergem la ei. Asta arată un singur lucru, că ce am făcut noi cândva nu era greșit, pentru că ei nu ne pedepsesc. Nu e vorba de a ne pedepsi. Pentru că și alții au luat măsurile astea. Niște alții măsuri au luat de măsuri precauție. Mai... Nu, astea sunt măsuri de sănătate publică. Astea sunt măsuri de prevenire și de sănătate publică care le iau și autoritățile din celelalte țări. Recent înțeleg că Austria a oprit zborurile cu vreo 7 țări, printre care și România. Deci acest lucru se ia de către echipe de specialiști, se propune guvernelor. Uite-te, noi considerăm asta, 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 asta.
trebuie să fie făcut exact cum am lucrat și noi în România, nimic diferit. Mă întorc la acel scenariu, la acel model, dacă vreți. Nu e neapărat nevoie să se și ajungă la cele 1600 de cazuri, dar presupunând că ne apropiem de acest număr zilnic la mijlocul lui august, ce presupune asta pentru libertatea noastră de mișcare? Adică ar trebui să ne gândim că la un astfel de număr de cazuri se reintroduc noi restricții? Probabil că prima fază, și asta va fi, sunt restricțiile zonale, locale, care limitează răspândirea în zonele care sunt foarte afectate. Deci asta, da, este posibil. Deci nu avem cum să evităm luarea unor măsuri zonale dacă vedem că situația se agravează în anumite zone. Și acum știm că avem câteva zone care sunt așa sub monitorizare mai atentă, și aici vorbim Prahova, vorbim Argeș, vorbim Brașov, vorbim de Galați, vorbim de Dâmbovița, vorbim de București. Deci da, situația este urmărită de noi, iar totul depinde de modul în care populația înțelege respectarea unor reguli care în final sunt efectiv foarte simple. Și văzând campaniile pe care se cheltuiesc mulți bani ca să convingă tinerii să nu poartă mască, să convingă populația să nu poartă mască, să nu respecte regulile, care își bat joc de regulile care sunt stabilite de către autorități, indiferent cine sunt în spatele acestor campanii, indiferent cine le finanțează, nu pot să spun decât sunt oameni care fac rău la acest moment României și populației. Ce interesau toți oamenii ăștia? Poate premierul că vorbea zilele trecute de niște lansatoare de astfel de mesaje. Putem să ne gândim că sunt actori statali, știu eu, care doresc să-și există și intern și extern. Totul este posibil. Adică suntem într-o situație în care suntem sub o formă de atac hibrid la acest moment. Adică noi avem o situație foarte serioasă în țară. E de durat, așa cum nu e numai la noi această problemă, și în alte țări. Nu suntem singuri care vedem acest lucru, dar e o situație de lungă durată, de regulă un dezastru, o urgență majoră, durează o săptămână, durează două, chiar și dacă ai un cutremur, după două săptămâni începi să-ți revii, să cureți zonă și începi să faci planurile pentru reconstrucție. Cu o pandemie situația este diferită. Necesită răbdare, necesită înțelegere, nu este ceva care se întâmplă în fiecare zi. Ultima pandemie adevărată a fost în 1918-1919. În rest erau așa schițări de pandemii sau erau chestii pe zone regionale, epidemii mai extinse erau, cum era Ebola. Dar la acest moment problema noastră este că populația nu mai are răbdare, e de înțeles. Oricât să facă autoritățile să explice, când încep să apară negaționiștii, conspiraționiștii, vocile care sunt din interiorul sistemului și s-au frustrat, vor să arate că nu e așa treaba și au altă părere. E interesant cât de mulți medici, unii dintre ei figuri cunoscute altminteri, chiar dacă nu infecționiști neapărat, dar figuri cunoscute printre medicii din România, bagatelizează, minimalizează povestea asta. Și atunci, pe drept cuvânt, da, oamenii, pentru că au încredere în aceste figuri medicale, exact, nu reputate exact în domeniul lor, spun exact. Dar eu ca medic ceva. Vă spun că medic n-am să înțeleg niciodată acest lucru, pentru că bagatelizarea unor astfel de situații trebuie să fie totuși o responsabilitate majoră din partea lor. E forma asta de superioritate sau de cinism a medicului care a văzut foarte multe și care spune o să trecem și prin asta, că na, până la urmă e foarte greu să convingi, foarte greu să convingi pe noi suntem doctori, avem soluții. Exact, e foarte greu să convingi pe lumea unde e riscul cu această gripă. Unii o văd, îți spune, da, e pentru ei matematica, atâta e mortalitatea, atâta asta, deci pentru noi din 100 mor 5, deci e suportabilă treaba, de ce să facem scandal? Problema este când începi să supraaglomerezi sistemul sanitar, când începi să ai o supra-solicitare pe sistemul sanitar. Dar medicii ăștia lucrează și ei în sistemul sanitar românesc, da, adică pe ar trebui să-l cunoască, specialități, mă gândesc. Poate, de exemplu, unul dintre cei mai mari critici lucrează numai cu persoanele după ce trec dincolo de viață. Deci poate pentru el este foarte greu să înțeleagă pacientul viu cum este cu el și așa mai departe. Nu înțeleg. Am mai văzut, adică oftalmologii, mă rog, în fine. Alții se ocupă de alte probleme și nu vreau nici să-mi bat joc nici asta, dar problema este clar. Cei care comentează acest lucru cu vehemență cred că n-au stat de vorbă cu colegii epidemiologi, cu colegii specialiști în infecțioase, că să înțeleagă de la ei, că încă n-am văzut nici de la Infecțioase Timișoara,
mici de la infecțioase de la București, cineva să-ți iasă și să-ți spună, sau de la infecțioase de la Iași, cineva să iasă și să-ți spună, a, e o chestie simplă. Poate la început au fost părerile diferite, pentru că oamenii au văzut și am mai văzut situații de tendință de pandemie, au fost situații de acest gen. Și oamenii mai sunt sceptici la început. Lasă să vedem, să vedem dacă se oprește acolo. Dar când vine OMS-ul îți declară urgența de interes mondial, după care îți spune că e pandemie și tot, nu mai stai să te joci cu acest lucru. Plus că orice virus poate să schimbe modul lui de acțiune. Noi putem să avem mutații, mutații în rău, chiar nu neapărat în bine. Și atunci tu trebuie să fii pregătit. Ne-a prins pe picior greșit, nu numai pe România, pe toată lumea. Nimeni pregătit cu echipamente de protecție, nimeni pregătit cu în plus de ventilatoare, nimeni pregătit cu planurile clare ce este de făcut în astfel de situații. Deci sistemele sanitare nu erau pregătite, erau toate gândite pe câți bani aduce bolnavul, câți bani plătim pentru bolnav și așa mai departe. Și îți apare o situație în care automat te supraîncarcă, este un dezastru, este la noi încă nu putem numi ce a fost dezastru în România. Noi, măsurile care s-au luat, pot să spun că au limitat acest lucru mult, dar ce a fost în Italia a fost dezastru. Ce a fost sau este în Statele Unite este dezastru. Nu cumva asta a fost paradoxul la noi, pentru că la început oamenii au respectat regulile, s-au încuiat în case, vrând nevrând, s-au informat despre toată povestea asta, după care, văzând că nu se întâmplă nimic și apărând și măsurile de relaxare, au spus, de fapt nu era atât de grav. Și poate că de aici vine forța cu care acum resping aceste... Eu aș spune o etapă între cele două. Oamenii au fost foarte complianți, au înțeles, au respectat regulile. Au văzut că unii n-au respectat regulile, s-au luat măsuri împotriva lor, după care au văzut că toți au fost scutiți de măsurile respective. Asta a fost prima situație în care încrederea, să zicem, în autorități deja a început oamenii să-ți spună că, dar eu am respectat regulă, ăla care n-a respectat regulă deja, uite-te că nu a pățit nimic. Asta este un lucru. Pentru că unii au respectat regulile pentru că știau că trebuie. Alții au respectat regulile de teamă repercursiunilor. Deci asta e realitatea. Și alții n-au respectat regulile nici așa, chiar crezând că nu o să ajungă să fie luate măsuri. Asta este un aspect. După care au început discuțiile la nivel politic, care nu într-un ele, dar care sunt totuși cu impact. După care au început grupurile, au început să apară medicii de care spuneți. Da. Au început oamenii care prima fază nu îndrăzneau să iasă să spună ceva, că nu știau unde merge pandemia. Și după care au ieșit și au început să minimalizeze, să-și bată joc. După care au început interesele. Până când ne țineți terasele închise, până când ne țineți asta închise. Deci oricât să vorbim, deci eu mergeam uneori la emisiuni în perioada înainte de relaxare sau după prima relaxare și nu auzeam decât un singur lucru. Când terasele, când asta, când hotelurile, când turismul, când... Și era o presiune fantastică și oamenii stăteau acasă și considerau că au început să considere, da, trebuie să se dea drumul. S-a dat drumul. Că s-a dat n-am pățit nimic da, în perioada s-a dat asta. Drumul. S-a dat drumul cu recomandări. S-au făcut măsuri compensatorii. N-am fost nici noi dintre cei care au exagerat. Adică măsurile noastre, când s-au dat măsurile de relaxare, au mers și cu alte țări cam în tandem, dacă a fost o diferență de o săptămână. Dar după ce s-a dat drumul, au început nerespectarea măsurilor compensatorii. Deci la început un pic s-au respectat, după care au început să nu le respecte. Vedeam oameni în transportul public fără mască. Pe seama cărui fapt puneți asta? Adică vedeți, medicul când vede în povestea asta, în starea asta de spirit? Nu neapărat numai medicul. Eu vă spun, văzând ce se întâmplă și văzând atacurile extrem de agresive pe social media, care o parte din ele clar organizate, fără nicio discuție. Adică mesajele care le primeam și unele dintre ele nu pot să le reproduc aici. Multe dintre ele, pot să spun, în ultima perioadă nu pot să le reproduc aici. Este clar că merg pe un șablon. Mesajele care sunt puse în spațiul social media sunt pe un anumit șablon. Și se vede acest lucru. Acum recent am început să primesc mesajele de amenințare, că astăzi am trebuit să mă duc la Dicot și să ne plângere penală, la discuție. Da. Pentru că două mesaje
foarte clare, foarte vehemente și foarte și persoanele legate între ele. Adică se cunosc, unul dintre ei cunoaște pe cealaltă persoană. Deci asta deja ridică foarte mari semne de întrebare și populația ce trebuie să facă este să fie, cum zic, de regulă înțeleaptă. Adică să stea să se gândească la rece. Ce pierdem dacă respectăm măsurile de protecție? Ce pierdem dacă purtăm masca care acum mesajele încearcă să o asimileze cu sclavia, cu botnița, cu toate astea? Astea sunt mesaje bine gândite ca să joace în creierul populației. Am văzut un senator în Parlament care spunea masca pe botic, medic altminteri. Da. Și atunci, cum vreți ca populația să mai respecte? Omul simplu, hai să nu zicem alți medici care înțeleg și tot, sau poate oameni care merg la birouri și văd și înțeleg, mai ales că au început să apară focare. Da. Și cine n-a crezut, acum începe să creadă. Încep să apară din ce în ce mai multe focare în birouri, în fabrici, în... Asta vreau să vă întreb. Asta să fie explicația pentru care oamenii s-au comportat așa? Pentru că n-aveau cum să vadă în jurul lor cazuri? Iar acum că poate încep să vadă... E posibil pentru că mulți... E foarte greu să ai în jurul tău cazuri, să nu? Să nu uitați că asta era unul dintre mesajele foarte bine gândite. Cine cunoaște un bolnav de COVID? Asta a fost plin Facebook-ul de el. Ne-am străduit să demonstrăm matematic că dacă am cunoaște fiecare un bolnav de COVID, ar fi îngrozitor. Am fi infectați cu toții. Acum, credeți-mă că începem să vedem din ce în ce mai mulți care îți spune am o cunoștință cu COVID, am un vecin cu COVID, am pe cutare. Deci începem să vedem acest lucru. Dar tocmai aceste mesaje gândite bine și gândite de către, îmi pare rău să spun, gândite de către firme, care au în ele oameni care au stat și au studiat și au gândit acest lucru. Asta nu sunt mesaje sau de către unii din afară sau de către grupuri care sunt responsabile pe PR, cum se spune. Da. Cine au gândit aceste mesaje, chiar dacă l-au gândit bine, au făcut foarte rău. Mesajele lor poate că au participat la uciderea unor pacienți pentru că nu le-au crezut până n-au pățit. Domnule secretar de stat, să vorbim un pic de această lege care e în plin vot acum. Sigur. Să sperăm că nu se mai întâmplă nimic și că chiar trece legea asta. S-a ajuns acolo la niște formule, lăsăm cele 11 zile plus încă vreo 3-4 în care pacienții s-au externat, izolații sunt de la domiciliu au plecat bine mersi pe unde au vrut ei și așa mai departe. S-a insistat foarte mult și se insistă în continuare, văd în textul legii, pe ideea ca pacientul să fie cel care decide sau să-și dea acordul privind această internare a lui, privind carantinarea lui, poate să conteste măsura asta. Și acum eu întreb, se poate pune în practică realmente legea asta? Adică poate cineva, de exemplu, să controleze izolarea la domiciliu în condițiile date în care pacienții asimptomatici vor să se externeze din spital și spun în cel mai bun caz o să mă duc acasă? Să nu uităm că noi suntem diferiți și din alte puncte de vedere. Foarte multe țări dintre cele care au permis să se meargă acasă dacă sunt condiții și tot, aveau aplicații de urmărire, aveau aplicații de supraveghere, aveau mecanisme, nu vorbim de Israel, de Coreea de Sud, și toți au avut și au dezvoltat dacă aplicații. Dacă mai pomeniți și de aplicații de urmărire exact, în România, vedeți, în momentul ăsta, cred vedeți, că... Exact, ați zis-o. Așa că noi n-avem așa ceva. Noi n-am creat așa ceva. Noi nu avem decât monitorizarea personală. Așa că, clar că o aplicație nu se va face. Și atunci... Rămâne monitorizarea personală. Te duci, bați la ușă. Înseamnă să ai oameni, să ai poliția. Și s-a făcut. Da. S-a făcut. Nu asta este problema. Alte țări, de exemplu, și noi am refuzat să facem acest lucru, persoanele carantinate la domiciliu sau izolate la domiciliu, li s-a pus un abțibil pe ușă. Și țări din Uniunea Europeană a făcut așa ceva. Deci au pus abțibil. Bun. Carantina. Iarăși, nu se poate să știe toată lumea. Să noi am zis aici nu? Că e stigmatizare, nu o facem. Și clar, au fost idei din asta puse pe tapet și s-a zis nu. Pentru că e stigmatizare, nu putem să o facem. Dar în același timp, trebuie să înțelegem că dreptul individual să decid eu tot ce vreau, are limite, nu poate fi absolut. Pentru că aici nu mai vorbim de o boală proprie care tu decizi pe sănătatea ta, punct. Am infarct, am cancer, nu vreau să mă tratez. Nimeni nu poate să te forțeze.
Vreau să plec acasă. Nimeni nu poate să te oprească. Dar am o boală contagioasă. Nu vreau să mă tratez. Ok. Dar vreau să plec și acasă. Ok. Dar nu vreau nici să stau în izolare. E, aici încep să fie probleme foarte serioase. Păi de asta vă întreb dacă legea asta o să le rezolve. Dați-mi voie, pentru că ați vorbit de acordul pacientului. Există o lege a drepturilor pacientului și noi am tot studiat-o în contextul ăsta. E legea 46 pe 2003, care la capitolul 3, articolul 13, zice așa. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și în scris răspunderea pentru decizia sa. Consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie să-i fie explicate pacientului. Și eu stau și mă întreb dacă... Da, dar asta este pentru orice boală. Dacă nu se vor bate cap publică. În cap aceste două nu, legi, pentru că în este care lege... pacientul vrea să oprească un act medical, iar legea carantinării îi spune stai că trebuie totuși să te bagă în carantină. Nu, sunt două chestii aici. Actul medical înseamnă tratamentul. Și pacientul și acum va putea să refuze tratamentul. Bun. Dar problema izolării nu mai este doar problema pacientului. Problema carantinării nu mai este problema pacientului, este problema comunității. Și aici pacientul nu mai poate să aibă o decizie absolută în acest sens. Bun, dar eu vă întreb, n-are decizia absolută, dar poate să conteste într-o instanță. O instanță da. Trebuie să aloce resurse, timp, aici, soluționarea acestei... Aici, acum așa e procedura, că asta s-a cerut, da. S-a făcut iar procedura. Eu vă întreb dacă medical e eficient sau în scopul de ordine publică, de siguranță națională, sperăm, de limitarea pandemiei, dacă e eficient. Noi ce sperăm este că numărul pacienților care să solicite așa ceva, care să refuze, să fie mai mic, să nu fie totuși, nu toți să facă acest lucru. Pentru că nici acum cei care au fost pozitivi, numai o parte a refuzat orice și au vrut să plece acasă și din păcate deja avem tragedii. Au plecat unii cu simptome foarte ușoare și în trei zile au decedat, s-au agravat atât de mult în care trebuia să ajungă echipe de la SMURD, de la terapie intensivă mobilă, să-i intubeze și să-i ducă la spital. Înapoi. Deci acest lucru arată că n-a fost o exagerare când spui că trebuie să fii monitorizat o perioadă, că nu știi cum evoluează. Dar, iarăși, problema noastră acum, legea ce ne rezolvă? Pacientul poate fi până în 48 de ore, până în 48 de ore, investigat, consultat, etc. După care, pacientul, dacă nu dorește acest lucru, medicul poate sesiza DSP-ul, DSP-ul să emită un act individual de izolare, care poate fi contestat la instanță. Pacientul poate fi, conform unui protocol al Ministerului Sănătății, în final, să fie lăsat, pacient fiind, adică pozitiv, să fie lăsat acasă. Dacă riscul de infectare a altor persoane este redus, normal, riscul nu poate să fie zero. Și asta înseamnă că se înțeleagă că el poate să-și infecteze familia. Dar atât până acolo trebuie să se oprească. Că dacă merge acolo, este pozitiv și se trezește cu el lumea că este în afara casei, deja problema începe să aibă izul ei penal. Intră la zădărnicirea combaterii bolilor. Exact, mai ales dacă infectează pe altcineva. Dar asta înseamnă dacă ești acasă, ești pozitiv, înseamnă că și familia ta este izolată cu tine, carantinată cu tine acasă. Și asta înseamnă copilul nu iese să se joace afară. Asta înseamnă că soția sau soțul nu mai merge la lucru în perioada respectivă. Asta trebuie înțelese foarte bine. Pentru că dacă nu faci asta, așa înseamnă că tu trimiți în comunitate oameni care știi că sunt pozitivi, că să răspândească mai departe. Întrebarea e cine virus. poate cineva să controleze, această izolare la domiciliu? Cu cât crește numărul, celor care va fi mai greu, asta este clar. Și aici depinde, pentru că sunt mai multe organe. Este DSP-ul care are personal foarte puțin, poliția locală, mai poate să participe poliția, jandarmeria, deci sunt, dar până la o limită, există o limită aici. Adică oamenii au zis așa, vă tot plângeți că locurile se vor împuțina în spitale și atunci noi, ca simptomatici, vă oferim alternativa să eliberați spitalul, că ocupăm acolo un loc degeaba și mergem acasă. Dar trebuie să ne asigurăm și noi că voi chiar stați acasă, nu? Asta e una și OMS-ul mai prevedea și prevede și legea prevede spațiile alternative atașate spitalului, adică nu-i neapărat că rămâi în spital, nu-i neapărat că te duci acasă, poți să stai într-un spațiu alternativ pe o anumită durată. Deci, vedeți, aici este problema că noi, o situație de sănătate publică, modul în care a fost prezentată populației, chiar dacă la început populația a înțeles riscul, modul în care a fost batjocorită, modul în care a fost prezentată populației pe parcursul evoluției ei,
este că, vedeți, dacă totuși n-a fost problema, și la un moment eu am zis-o la începutul luptei cu acest virus, care nu s-a terminat cu siguranță, dacă va ieși bine, nu o să fie bine pentru cei care au lucrat, pentru că o să fie acuzați că au luat măsuri excesive. Da. Dacă va ieși prost, tot nu o să fie bine pentru cei care au lucrat, pentru că o să se zică că n-au făcut destule. Deci noi suntem într-un permanent balet acum de a găsi calea corectă, de a găsi echilibrul, într-un fel. Și căutăm și înțelepciunea tuturor și tuturor actorilor să înțeleagă că aici trebuie lucrat împreună. În loc să ieși și să începi să urli de dimineață până seara că nu purtați mască, nu faceți asta, nu faceți asta, dacă cu toți am zice hai să ne protejăm cu toții, hai să respectăm regulile cu toți, mult mai ușor ieșim din situația asta și fără măsuri exagerate și fără nimică, dar trebuie împreună să lucrăm pe asta. Dumneavoastră vorbiți de cei care strigă în piață, dar există o mare categorie din populație care e de bună credință, nu strigă nicăieri, dar pur și simplu își imaginează că nu e atât de grav. Iar eu vreau să vă întreb, ce mai poate fi îmbunătățit la mesajul guvernului? Că dacă sunt crezuți mai degrabă cei care spun nu e nicio problemă atât de mare, da, e într-adevăr virusul ăsta, dar nu e o problemă, atunci undeva totuși s-a fracturat încrederea între cetățeni și autorități sau cetățeni și medici și specialiști. Eu, cum v-am zis, este o durată lungă, deja vorbim de 4 luni, e o situație care va mai dura și era de așteptat că unele mesaje care prind la început să nu mai prindă pentru că apar contra mesajele lor și trebuie întotdeauna să vii să te adaptezi. Acum, mesajul care a rămas este mesajul exemplului și acum au început și fără să cerem noi, am văzut la mai multe trusturi media în care au apărut și au început să arate cazuri reale, să vorbească cu oameni care au scăpat, care la început n-au crezut, care după ce au pățit să devină infectați, ba, să ajungă la limită între viață și moarte, să scape și să iasă să vorbească. Și să spună, stați, că nu e chiar așa de ușoară treabă. Dar totuși ne luptăm în continuare cu mesajele negaționiste, cu mesajele care spun că boala nu există și nu mai vorbim. Înainte să intru, mi-a trimis cineva un clip, o doamnă care explica foarte amănunțit măsurarea temperaturii, cum pune un cod de bară ascuns pe frunte și după care dacă vrei să vorbești ceva, se activează nu știu cum și după care devii inuman și iei decizii numai cum ți le cere Bill Gates. Eu nu știu cât cred astfel de mesaje, dar totuși poate că o parte le cred. Pentru că doamna asta explica și înțeleg că avea filmul vizionat. Așa că oamenii trebuie să înțeleagă că astfel de mesaje uneori lucubrațiile pot fi foarte elaborate uneori, nu sunt doar vorbe aruncate în vânt, problema, sunt extrem de meticulos. Exact, da. Problema este, fie că este cineva care de sine stătător și face astfel de elucubrații, cum ziceți, dar fie că este cineva cu un mesaj foarte bine gândit, că să dărâme acțiunile care se fac de către autorități. Și asta este mai periculos, pentru că cel care crede, vine și vorbește un mesaj ca și exprimare și tot, e una, dar când e gândit foarte bine mesajul, fiecare cuvânt din el, cum trebuie spus, ce trebuie spus, tot, ca să ajungă la om să-l convingă că el este supus unor măsuri, cum să spunem, excesive, exagerate și criminale împotriva lui. Ați vorbit foarte mult de fenomenul ăsta și stau și mă întreb, e pe cale să se constituie o masă critică sau e pe cale să se răstoarne proporția cei care cred în povestea asta să devină mai mulți? Eu nu cred acest lucru și foarte îngrijorat. Nu numai dumneavoastră, reprezentanții guvernului în general, foarte îngrijorați de mesajele astea. Ele păreau excepții până acum. Până acum excepții, dar haideți că dacă începem să punem listele și mai ales când au apărut recent anumite mesaje destul de agresive și nu dau nume de persoane, dar când ai un cântăreț de la o trupă foarte cunoscută cu un cont de 400.000 de oameni, și începe să îndemne și să spună să ceva împotriva acțiunilor care se fac, normal, măcar o parte din aceștia o să-l creadă. Când apare altul care vine și îți face campania asta foarte frumos făcută, care un tânăr cheamă pe altul că ce problemă ai, nu respiri, scoate-ți mască, împuternicește-te. Deci mesaje făcute foarte bine gândit că să acapareze anumite grupuri de oameni. Și mai sunt mesajele făcute pentru oamenii mai simpli, care și pe ei trebuie să vor să-i acapareze. Și pe fiecare merge pe linia lui.
pe tânăr, linia libertății, linia în care se spune că ți s-a pus e sclavie, ți s-a pus botniță, pe alții pe linia dreptului să facă una alta care este blocat, pe alții pe aspectele economice și pe aspectele cu banii și cu veniturile. Deci pe fiecare grup există mesaje țintite care sunt stabilite. Ne întoarcem la finalul discuției noastre, domnule secretar de stat, la ideea că vor crește foarte mult cazurile în luna august. Acele 1600 ar putea însemna valul 2, de fapt. Vă întreb asta pentru că... Noi n-am terminat valul 1. Bun. Asta cel puțin ce spun, dar epidemiologii trebuie să spună punctul lor de vedere. Ideea este că noi vedem întotdeauna creșteri, scăderi, creșteri, scăderi, că se întrerup și să poți să te asiguri că virusul încetinește răspândirea. Încă o dată o repet, singura soluție este oprirea modului în care se răspândește. Te dezinfectezi, porți mască, nu intri în zone aglomerate, nu te duci la party-uri cu dansuri, cu, cântat, cu tot acolo și se apropie lumea atât de mult unul de celălalt fără absolut nicio regulă. Deci asta l-am văzut și sunt oameni care le fac și cei care le fac, dacă se îmbolnăvesc, rămân asimptomatici, îmbolnăvesc pe alții fără să știu, sau uneori se îmbolnăvesc ei și ajung ei la spitale și să fie tratate. Vă întrebam și de ipoteza valului 2 în curând, pentru că am văzut avertismentul Comisiei Europene, al Comisarului European pentru Sănătate, care spune vom asista la un cocktail letal între gripa sezonieră, care va începe în toamnă, și eu acest coronavirus. Eu vă spun americanii cum îl spun COVID-flu acum. COVID-flu, flu fiind gripa. Influenza, grupa obișnuită sezonieră, și COVID-ul. Și se vorbește de COVID-flu, adică sunt doi virus care acționează în același timp. Ce ar trebui să facă oamenii? Vaccinarea împotriva gripei sezoniere. Și iarăși, un grup important dintre negaționiștii virusului, știm bine că sunt antivaxeri care nu vor vaccinare. Și când vorbim de vaccinare antigripală, ei o să urce și mai mult atacurile lor acum. Deci, vaccinarea antigripală va deveni foarte importantă pentru limitarea riscului, mai ales pentru persoanele vulnerabile. Concluzie, domnule doctor, suntem în momentul de inflexiune, pare. Unde ar trebui să ajustăm de urgență ceva? Deci, în primul rând, trebuie să... Două chestii. Pregătirea pentru următoarea fază și să continuăm, chiar dacă am avut întreruperi și... trebuie să continuăm pregătirea, să avem ce ne trebuie și să fim pregătiți pentru faza următoare, mai ales pentru toamnă. Și doi, bineînțeles, să încercăm să limităm răspândirea cât mai mult, și asta este prin mesaje care să ajungă la omul de rând, care să combată mesajele sau să înlocuiască mesajele care vin și încurajează la nerespectarea acestor reguli. Mulțumesc foarte mult, secretarul de stat Raed Arafat. Ne întoarcem în câteva momente, discutăm